Bine v-ați întors pe canal! Numele meu este Alina și pentru astăzi v-am pregătit acest smokey eyes metalizat. Pentru acest machiaj m-am inspirat din Elie Saab, Down Designer, care a prezentat o colecție la Săptămâna Modei de la Paris din martie și mi s-a părut foarte interesant machiajul. Evident, eu l-am recreat. Acest smokey eyes este puțin mult prea exagerat, adică acela pe care vi l-am arătat. Însă eu l-am adaptat puțin într-un machiaj mai purtabil. Machiaj pe care l-aș purta, de exemplu, la un eveniment modern, o nuntă sau o zi de naștere. În orice caz, un eveniment desfășurat în timpul serii, da? Pe timpul nopții chiar. Pentru că, după cum se poate observa, este un machiaj destul de intens. Buzele le-am păstrat mai naturale. Dacă vă place cum l-am realizat și vă interesează, vă invit să mă urmăriți în continuare. Voi începe machiajul de astăzi, conturându-mi sprâncenele și pentru asta am să mă folosesc de Brow Artist Expert de la L'Oréal Paris și voi alege nuanța Warm Blonde. După ce mi-am periat sprânceana, iau produsul și aplic cu mișcări fine, cu mișcări de trasare, da? Unde consider eu că am nevoie. Vreau să vă spun că am ales să-mi conturez sprâncenele cu această nuanță destinată blondelor și nu cea brunetelor sau șatenelor, pentru că îmi place ca sprâncenele mele să nu fie exagerat de conturate, iar produsul acesta puțin cremos chiar mă ajută să ajung la intensitatea care îmi place mie. Pentru că machiajul de astăzi este unul mai intens, aleg să-mi fac prima dată ochii. După ce am aplicat o bază la nivelul lor, vin cu o pudră și setez totul foarte bine. Voi începe machiajul ochilor prin a lua această paletă de la L'Oréal Paris și voi alege cea mai deschisă nuanță, o voi pune sub sprânceană pentru a ilumina. Mai departe voi lua prima nuanță de maron și o voi pune în pliul ploapei pentru a-mi crea pliul pe care eu nu prea îl am, evident. Pentru această operațiune mă voi folosi de o pensulă de blending. Voi folosi mișcări circulare, de dute vină sau înainte-înapoi. Voi lua altă pensulă de blending și voi accentua pliul pleoapei. Pentru acest lucru am să-mi ridic puțin sprânceana în sus și vedeți unde se formează acea linie? Acolo voi pune produsul. Voi folosi mișcări legere. După ce mi-am creat pliul ploapei, vin cu o altă nuanță de maron. Este vorba despre această nuanță. O iau pe o pensulă teșită, unghiulară, și încep să tresez o linie undeva care să vină în continuarea liniei genelor de jos. Fac acest lucru pentru că vreau să-mi dau seama unde vreau să mi se termine machiajul. Iau aceeași nuanță de maron ca aici și iau o pensulă mai micuță și aplic produsul undeva în colțul extern al ochiului. Cu mișcări fine încep să trag în sus. Iau pensula de blending și încep să pierd totul. După asta iau altă pensulă și încep să aplic produs circular în jurul colțului exterior al ochiului. Bineînțeles, mă folosesc de aceeași nuanță de maro. Câteodată mai vin cu pensula de blending și difuzez totul foarte bine. Voi lua cea mai închisă nuanță, adică negru, și îl voi aplica în pliul pleoapei. Voi folosi mișcări de tapotare, după care iau pensula de blending și încep să difuzez tot produsul foarte bine. Aleg să aduc puțin nuanță de negru și pe interior. Și pentru că mi-a plăcut la nebunie eye paint-ul de data trecută în nuanța aurie, am zis că de ce să nu-mi achiziționez și una pe gri? Așa că am luat un gri metalizat care va merge perfect cu machiajul de astăzi. Wow, ce pigmentat este! Mamă! M-aș putea opri cu machiajul aici,
Însă nu vreau, așa că o să iau o nuanță de fard sidefat, gri, da. Și după cum vedeți, se aderă super bine și super ușor. Încerc să întind produsul spre exterior, puțin de tot. Și pentru că am gene false și nu-mi permit o linie de tuș, voi folosi puțin din același negru la baza genelor superioare. Mamă, cred că m-am îndrăgostit de machiajul ăsta. Iau această nuanță și o să iluminez puțin de tot zona de sub sprânceană. Să trecem la față. După ce mi-am curățat fața și zona de sub ochi cu această apă micelară bifazică de la L'Oréal Paris, am venit și am aplicat o bază hidratantă la nivelul feței. După ce am așteptat câteva momente, luăm fundul de ten. Eu am două nuanțe, bejul și rose vanilla. Și pentru că niciuna nu mi se potrivește prea tare tenului, am să le combin. Iau o pensulă pentru fond de ten. Dacă fondul de ten nu se vede, înseamnă că nuanța este cea potrivită. Am să încep din zona centrală a feței. Vreau să vă spun că acest fond de ten deja l-am folosit de câteva ori. L'Oréal True Match. Stă bine pe ten, nu încarcă, are acoperire medie spre mare. Și tapotez fondul de ten pentru un finish cât mai natural. Nu uitați și de urechi, pentru că și ele sunt expuse și de obicei au altă nuanță. Pentru că vrem ca fondul de ten să existe întreaga zi, o să folosim o pudră, o pudră translucidă. Voi folosi un rimel pe care, din păcate, nu pot să-l folosesc pe mine decât pe genele de jos, pentru că, v-am mai zis, am gene false. Am folosit pe câteva cliente și vreau să vă spun că alungește extraordinar de mult genele! Hai departe, voi lua această paletă. Avem aici la dispoziție 5 nuanțe de blush-uri. Și evident, machiajul e machiaj fără un ruj pe măsură. Voi folosi un ruj nud. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă vă place și ne revedem data viitoare.